6 mandate de percheziție au fost puse în aplicare de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița sub coordonarea unui procuror DIICOT. Perchezițiile au fost la persoane cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani din Târgoviște și comuna Ocnița. În urma descinderilor au fost ridicate semințe de cannabis, obiecte destinate porționării drogurilor și obiecte purtând urme de substanță în scrisuri, precum și alte mijloace de probă. Potrivit anchetatorilor, în perioada 31 martie-5 aprilie 2020, 24, unul dintre cei în cauză cu sprijinul altor doi ar fi introdus în țară din Spania prin intermediul unei firme de coletărie peste 50 de grame de cocaină, 150 de grame de cannabis și rezină de cannabis ascunse prin diverse produse alimentare și obiecte textile. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic și complicitate de droguri de risc și mare risc și trafic internațional de droguri de risc și mare risc.